You only live once, so do what you feel passionate about. Take chances. Don't be afraid to fail. There's an old IQ test was 9 dots, and you had to draw 5 lines with a pencil within these 9 dots without lifting the pencil. The only way to do it was to go outside the box. So don't be afraid to go outside the box. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams, and they ultimately fuel disappointment. So have dreams, but have goals, life goals, yearly goals, and understand that to achieve these goals, you must apply discipline and consistency. In order to achieve your goals, you must apply discipline, which you've already done, and consistency every day, not just on Tuesday and miss a few days. You have to work at it every day. You have to plan every day. You've heard the saying, we don't plan to fail, we fail to plan. Hard work works. Working really hard is what successful people do. Working really hard is what successful people do. Bună ziua, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție Digital Job Power by Școala Informală de IT. Suntem în direct pe paginile de Facebook ale Școlii Informale de IT. Din orice colț al lumii ați fi acum alături de noi, fie zi, fie noapte. Pentru orice fel de întrebare, regula de aur rămâne valabilă. Folosiți cu încredere comentariile la transmisii, ele acolo vă așteaptă și le voi afișa pe ecran și implicită o să ajungă la invitații de astăzi. Profitați, vă rog, de ocazie. Acum este momentul, vineri de la ora 13 la Digital Job, să primiți răspunsuri live de la specialiștii Școlii Informale de IT, răspunsuri la toate întrebările care vă frământă. Pentru că dacă e vineri, e timpul să cunoașteți mentori, cursanți, povești frumoase de viață, modalități de a schimba mersul lucrurilor în mai bine, soluții pentru un viitor atunci când prezentul e cam tulbure. Astăzi vorbim despre cursul de software testing de la Școala Informală de IT. Alături de mine la emisiune, iată, îi vedeți acum și pe invitați, se află în ordinea de pe tricou, da? Repetiție Mater Studiorum Est, doi foști cursanți, actuali angajați și mentorul lor de la cursul de software testing de pe vremea când erau doar cursanți. Au trecut de atunci vreo 3-4 ani, niște ani buni oricum. Dacă mi se permite o comparație, atunci erau doar boboci de rățușcă, astăzi lebede în toată splendoarea lor. Așadar, Luminița Burian și Emanuel Ciupei, foști cursanți, bună ziua, domnișoară, domnule, și Lucian Ruslan, mentorul lor de la Școala Informală de IT. O să vă rog să nu uitați microfoanele închise, să vi le deschideți ca să putem să intrăm în dialog și să ne auzim cu toții. Care va să zică, domnișoară, domnilor, cursul de software testing de la Școala Informală de IT, ce ne învață el? O să începem cu mentorul. Lucian, desigur. Salutare tuturor, salutare Bogdan și foști cursanți, actual colegi, o parte.
Mă bucur să vă revăd și ce ne învață software? Ne învață că să avem multă încredere în ceea ce se livrează, ne învață să fim sau să ne îmbunătățim produsele pe piață și cred că cu toții dorim să avem încrederea aceea când ne urcăm de pildă într-un avion că acele echipamente au fost testate, la fel de bine putem să scalăm toate alte produse pe care companiile de IT le livrează în momentul de față și încă cred că încă din cele mai multe timpuri sau cele mai vechi timpuri oamenii au testat produsele, poate și când au făcut primul arc, cu siguranță l-au testat și au vrut să vadă dacă pot să iasă la vânătoare. Lucrurile acestea, pe zi ce trece, au devenit tot mai complexe, însă eu zic că facem față cu brio și disciplina de testare este un sau ține un rol important în ceea ce înseamnă industria software și nu numai. De ce să înveți software testing? Nu putem să ne vedem de viață de arcul ăla cu care trăgeam acum mii de ani și fără să testăm, tragem și în ziua de astăzi ce ne mai trebuie software testing? Așa este, doar că atunci când telefonul ne lasă ne supărăm, nu? Atunci da, când avem da. Delay-uri la avion ne supărăm, probabil când pică bursa ne supărăm sau dacă trimitem un satelit pe orbită ne supărăm dacă nu... Da, dar știi cum se spune, viața e plină de surprize, să lăsăm surprizele să ne inunde viața. Mă rog, unele vor fi neplăcute, acum nu poți să ceri și plăcute și neplăcute. Da, dacă ne gândim la software-ul medical, cred că am dorit să fie totul ca la carte sau, nu știu, poate atunci când macazul la tren se schimbă, la fel, trebuie să avem grijă ca ruta pe care am ales-o să ne ducă la destinație. Deci, e bine să mai adăugăm, poate, un ochi critic asupra produsului și să ne asigurăm că ceea ce clientul își dorește, primește și poate acolo unde se pot îmbunătățiri să le aplicăm. Și rolul nostru este acela de a fi parte integrată din acest cycle al produselor care ajung pe piață. Și aici mă refer la absolut orice, de la televizoare până la, nu știu, electrocasnice. Toate sunt testate, fie manual, fie automat și vrând nevrând trecem prin acest filtru absolut orice ne înconjoară. Vreau să te întreb, cui se adresează, ce aplicabilitate are cursul de software testing, dar din ce mi-ai spus până acum o să schimb un pic întrebarea și o să sune așa. Unde nu se folosește software testing în ziua de astăzi? Mai există vreun domeniu în care nu se folosește testarea în ziua de astăzi? Puțin probabil. Eu zic că toată lumea încearcă automatizare, toată lumea încearcă să ajungă mai repede pe piață și mi-e greu să cred că încă am duce ceva live și să nu testăm. Eu cred că absolut orice domeniu are poate un departament de control, dacă nu, care cel puțin minimal să nu știu, să parcurgă produsele care ajung către utilizatori. Mi-e greu să cred că putem trăi în ziua de astăzi fără acest minim de calitate pe care putem să-l prindem încă de la porțile fabricilor. Deci mie e greu să cred. Am un mesaj pentru voi de la Claudia Lonean, care vă urmărește în acest moment. Oameni faini, vă salut, sunteți minunați. Este comentariul ei pe transmisia noastră de pe pagina de Facebook. Zâmbetul vostru îmi spune că ați avut legătură și ați interacționat în anii școlii, cursurilor de la Școala Informală de IT. Îl salut și pe Cosmin, care ne salută și el tot pe Facebook. Vă readuc aminte, comentarii, întrebări, fie că ne urmăriți pe LinkedIn, pe YouTube sau pe pagina de Facebook. Și acum, domnișoară, domnule, este timpul să trecem, să vedem povestea voastră. De ce ați, cum ați ajuns voi la Școala Informală de IT? Luminița, care a fost gândul înainte de Școala Informală de IT? O poveste mai lungă acolo. Ia să auzim. Sunt înnebunit după poveștile lungi. Totul cumva începea din faptul că, nu știu, nu puteam liniștită să mă uit la un film sau la ceva. Totdeauna observam diverse greșeli, diverse scăpări, diverse, nu știu, tot felul de chichițe de astea scăpate la montaj. Și cumva chestia asta era un turn-off de multe ori, că te ține așa cumva, te nebunește că
oamenii chiar pot să scape asemenea lucruri la chestii așa de importante, cum ar fi un film care la cinema, mă rog, bani mulți investiți. Asta a fost cumva primele semne că mi s-ar potrivi un asemenea domeniu și după câțiva ani a venit și răspunsul printr-un prieten care era mentor pe vremea aceea la școala informală și așa într-o discuție casual de un pahar de vin ne povestea cum îi și ce face el acolo și ce se întâmplă și ce se învață. Mi s-a părut un lucru foarte interesant și am zis că merită să încerc, cu atât mai mult cu cât în jobul dinainte citisem dita mai cartea despre software testing și cum se face și ce înseamnă. Și spre surprinderea mea am înțeles destul de mult din ea și am zis că merită încercare pentru că mi se părea că vânzările, de exemplu, nu o să fie pe termen lung ceva ce o să vreau să fac. Da, ai mai avusese vreo legătură cu domeniul IT? Doar prin cunoștințe. Aveam destul de multe cunoștințe care erau fie programatori, fie testări, lucrau în diverse firme de produs, chiar dacă nu în procesul de codare sau de testare. Știam, aveam un habar, dar nu aveam niciun fel de pregătire sau niciun fel de... Nu știam că am vreo înclinație în sensul ăsta. Adică vedeai greșelile de la film, da. Amicul tău a zis, tu cam vei, nu vrei să vii să enervezi niște programatori, să vină oamenii să dea produsul și tu să fii, băi, aici se crapă, aici are trei bug-uri, aici nu e ok, aici... Și ai zis, wow, ce cool ar fi. Și iată ce s-a întâmplat. Și ai ajuns, cum ai ajuns la școala informală de IT? Am impresia că am trimis un mail sau am depus un fel de, ca și un fel de CV, dacă bine țin minte. Am trecut printr-un interviu. După interviu m-au selectat în grupa care urma să înceapă și așa a început toată povestea. Era încă în perioada în care treceam prin interviuri și teste de logică și a fost chiar o experiență interesantă. Ce job aveai în acea perioadă sau erai între joburi? În ce domeniu? Hai să zicem. Lucrasem foarte mult în vânzări și chiar înainte să vin la școală intrasem într-o firmă de produs, dar pe partea de suport. Cumva avea tangență cu IT-ul, dar mult prea puțin față de cât am acum sau cât mi-aș fi dorit să am. Și după școală s-au schimbat toate. S-au schimbat domeniul, s-au schimbat joburile. Ajungem imediat la, știi ca la un film, filmul ăla în care tăiem aici cadrul și ne întoarcem un pic la celălalt personaj, după care revenim la personajul anterior. Emanuel, it's your turn now. Spune-ne povestea cum ai ajuns la școala informală de IT, de ce și de unde, din ce zonă proveni tu? Salut! E un pic greu să-mi amintesc că eu am fost chiar în prima generație. Eu am făcut cu Claudia, i-au început grupa, de-aia salut Claudia. Ați fost pionierii, cum s-ar spune, deschizătorii de drum. Da, de la noi din grupă ce vreau să zic e că într-un final toți ne-am angajat într-un termen foarte scurt atunci, imediat după ce am absolvit școala. Era o cerință foarte, foarte mare pentru tot ce se întâmpla în zona asta de IT, software tester, orice, ca și cred că și acum e cerere foarte mare. Eu eram între joburi, mi-am dat demisia de la jobul care l-aveam și am zis vreau să mă apuc de IT pentru că IT-ul a fost pasiunea mea de când eram copil. Am fost și la o școală de la un liceu de mate info. Doar ce job aveai, dacă mi-e permis, din ce zonă? Diverse. Am lucrat la o firmă de transport. Eu am început de la 18 ani, m-am angajat. Am fost și șofer de tir. Ai gustat din toate. Ți-a plăcut să guști din toate bucățelele. Am avut și antreprenoriat. Încă în prezent am o firmă care nu am lăsat-o. Cu asigurări mă ocup până în prezent, așa ca un side job, să zic. Îmi place tot timpul să fiu... Nu știu, să am așa mai multe opțiuni, să nu mă plictisesc, să zic. Okay. Când m-am apucat de școală, am zis, ok, acum nu vreau să mai fac nimic. Eram coordonator de transport la un moment dat și după aia m-am ocupat de o spălătorie, am avut o spălătorie auto, s-a vândut business-ul și am zis, perioada asta vreau să o dedic, să învăț. Efectiv, nu vreau să mai fiu angajat, nu vreau să mă ocup de niciun business,
voi sta doar cu asigurările și tot timpul o să învăț. Prietenii mei erau toți, bă, ești nebun, acum stai fără servici, cât timp, cum? Păi, zic, până o să văd ce o să iasă. Adică, cumva, așa, era susținerea doar din partea soției, a venit, toată lumea era, ai totuși, chiar ceea atunci mi s-a născut un copil mic, aveam un copil ales soția acasă. Potrivită. Ți-ai ales soția da. Potrivită, dacă a fost alături de tine, foarte bine. Și a intrat la cursul de la cursul de la școala informală de IT. Cursul de intro sau direct la deci pe vremea aceea era doar un curs. Era un curs. Noi am fost, da, am fost prima generație, era cursul de software testing. Am înțeles. Și da, am intrat pe software testing. La cursul acela după un interviu. Evident, no, prima dată mi s-a părut așa un pic ciudat. Stai un pic, eu mă duc să dau acolo o sumă de bani. De ce mai primesc un interviu? Adică, da, dau și bani și mă și supuneți chinurilor, da, interviurilor și pe bune. Cumva am avut așa emoții, bă, nu vedeam logica din spate la chestia asta. După aia, într-adevăr că na, te ajută și interviul ăla primul pe care l-ai avut, pentru că te familiarizezi un pic cu un interviu pentru un job într-o altă industrie, în alt domeniu. Și cred că a ajutat. Îți dai seama un pic cam cu ce se mănâncă până la urmă, într-un fel sau altul. Da, e diferit puțin și trebuie să fii un pic deschis să vezi și oportunitățile și... Cum a fost cursul? A fost greu? A fost ușor? Cum a fost mentorul? Cum a fost experiența? Pentru mine nu pot să zic că a fost greu. Eu eram cu computerele de când eram mic, cu calculatoarele. Eu eram băiatul de pe stradă cu CD-ul de Windows. Mi-a crăpat Windows-ul. Te rog eu, nu vii pe la noi să mi-l pui. Exact. Da, știu. Cu rețeaua de cartier, cu... Na. Cu Mircu pe vremea aceea, da, Mircu, DC++ și... Ce da. Vremuri. Și te-ai mai descurcat, a fost mai ușor pentru tine. Da, doar că testarea în sine era altceva și cumva în primele sesiuni mi se părea că toate astea sunt irelevante. Hai să vedem un pic, să intrăm mai în detaliu. E bine, când am ajuns la un interviu, de fapt, irelevantele alea le-am făcut la interviu. Țin minte că primul meu interviu a fost la, nu știu dacă să zic și compania sau nu. Feel free, nu suntem la televiziune. Am fost la Vortec și acolo au vreo 6 pagini de interviu și am scris, m-am descurcat, au fost toate bune. Chiar mi-amintesc că eram cu o domnișoară de lângă mine care era... Nu se descurcase așa bine și tot, ca și românul, tragea un pic cu ochiul să vadă eu ce am scris. Și după vreo 3 săptămâni a venit răspunsul de la cei de la Vortec, evident că m-au admis, dar între timp eu am fost sunat de către o altă firmă, că mi-am depus CV-ul atunci, am zis, măi, eu nu stau după o firmă, îmi depun CV-ul să văd care mă ia primul. Ai avut de ales frumos, ai fost la nivelul acela în care puteai să-ți permiți, știi, care mă ia primul, ăsta da, ăla nu, adică... Nu neapărat, dar cumva și acum există pe piață mai multe firme în care eu tot timpul spun că tu ca și individ trebuie să alegi unde să lucrezi, nu trebuie să fii ales neapărat, adică... Nu știu, să ai în minte când mergi la un job interview că doar la firma asta vreau, acolo mă văd. Că dacă cumva, nu știu, nu se aliniază planetele, nu e pentru tine, o să fii foarte dezamăgit dacă ai doar o șansă, să zic. O singură opțiune. Luminița, da. Scuză-mă că te întrerup, Emanuel. Luminița, la tine cum a fost cursul pentru tine? A fost ușor? A fost greu? Cum a fost la terminarea lui până la angajare? N-a fost nici ușor, nici greu. La început, cum zicea și Emanuel, erau multe lucruri familiare, deja cunoscute. Începutul era așa un pic mai, hai să, easy into it, să vedem cum vi se potrivește,
cine, ce și cum înțelege și cât de repede. Cumva mi se pare normal să fie partea aia de acomodare în care vezi cum reacționează elevii tăi și să știi și cum să-i inspiri cumva și cum să le predai materia. Pe urmă am început să intrăm în lucruri din ce în ce mai complicate, cu teme, cu diverse proiecte de făcut în echipă. Era foarte dinamic, chiar mi-a făcut plăcere și mi-a mâncat toată vara cumva cu cursurile în fiecare weekend, dar n-am regretat niciodată și a fost o experiență plăcută. Trainerul, după cum ziceam, pentru mine a fost foarte potrivit, ne-am înțeles, simt că m-a ajutat foarte mult, m-a susținut foarte mult. Țin minte un scenariu când m-am lăsat un pic ajutată de cineva din afară și Lucian îmi zicea, păi de ce n-ai făcut așa, că era mai bine? Și eram, așa am vrut să fac, dar uite că a venit cineva cu experiență și mi-a dat o altă idee și nu am avut încredere în instincte. A fost o lecție foarte importantă pentru mine să am încredere în instincte și în cumva ceea ce simt că se potrivește și ceea ce simt că merge în diverse situații. La final de curs, cu angajarea. Da, examenul a fost un pic cu emoții, dar mă bucur că s-a terminat cu bine. La angajare, cu ajutorul Claudiei, dacă bine țin minte, am primit cumva o ofertă încă de la absolvire, doar că era un loc unde trebuia să fiu singură și nu mă simțeam încă pregătită tocmai să fiu singură după, ca și proaspătă absolventă. Și am mai rămas o vreme la firma de produs la care eram și pe urmă, similar cu Emanuel, tot foarte cu a fost prima firmă unde am fost. Am stat acolo, cred că aproape 3 ani, timp în care am învățat foarte mult, am prins un proiect foarte ok, unde am fost lăsată liberă să învăț, să-mi asum chestii, să vin cu idei, cumva a fost foarte util și am învățat foarte mult. Și tot așa, am simțit că a fost o ofertă foarte bună și deși eram începătoare și eram încă proaspăt absolventă, am avut suficientă încredere în ceea ce am învățat la școală încât să cer mai mult. Și cum până la urmă am ajuns la un compromis, nu a fost nici cât am zis eu, nici cât au zis ei, dar cumva pentru mine a fost un mare boost că am început așa și... Privind înapoi acum, priviți cu nostalgie, cu mânie, cu bucurie, Emanuel și Luminița, la cei care v-au schimbat, iată, mersul lucrurilor. Categoric de bine sau categoric de rău? Categoric de bine. Pentru mine a fost un mare pas în față și nu o să regret. Nu știu ce aș fi făcut fără. Cumva foarte des mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă nu făceam pasul ăsta și în ce situație eram și nu... Mi se pare că e de multe, multe ori mai bine decât ar fi fost în fără. Emanuel, la tine? Din punctul meu de vedere, așa ca să-ți faci o idee, înainte să mă angajez în industria asta de IT, stăteam cam 8 luni, 9 luni într-un loc, o industrie, gen schimbam cu totul. Acum cred că am 7 ani și 7 am mai ani. Mult de 5 ani de când sunt la o companie. Trăiești viața mea, știi, înainte să o cunosc pe nevastă mea, tot așa stăteam, câte 7-8 luni, după care o cunosc pe nevastă mea, iată, de 13 ani, parcă îmi povestești viața, zău. Da, deci e de bine, înțeleg. Că pe de altă parte știi că sunt oameni care stau, domne, 10 de ani în același loc de muncă, dar tot au aceeași, aoleo, iar trebuie să mă duc la serviciu, iar, dar nu au curajul să facă schimbarea aia. La mine, pentru mine nu e o povară să mă duc la servici. Adică mai nou nu mă prea duc la servici, că domeniul ăsta ne dă posibilitatea să stăm de oriunde, de pe tren, de pe mașină, dacă nu conducem. Chiar și conducând câteodată mai am ședințe. Da, dar să nu mai spunem asta, ok, e așa pentru a da bine pe ecran. Inteligența artificială în curând, în 5-10 ani, să vezi la inteligența artificială care o să conducă. Oricum, ai un mesaj de la Cosmin care spune: o, am fost coleg de pe tir care devine ITist. Iată că lumea este mică și acum suntem priviți de oameni care au
un pic același traseu ca și noi, chiar dacă nu-i cunoaștem. Lucian, hai un pic să vorbim strict despre cursul de software testing. Ce se învață acum, în prezent, la cursul de software testing? Cum ajungem să ne înscriem la cursul de software testing? Ce speranțe de viață avem după terminarea cursului de software testing? Dăm un examen la început, dăm la final, cât costă? Hai, dăm, te rog, toate amănuntele. Da. Cum ajungem la software testing? Eu zic că sunt două fluxuri prin care putem ajunge și acum școala informală a găsit mecanica să ajute posibilul cursant pe domeniul de testare prin acel intro în IT, un curs pe care e cu o durată ceva mai scurtă și putem să prindem încă din fașă acele înclinații către partea de testare. Și mai există un alt flux care vine direct. Ei știu ce își doresc de la cursul sau de la viață pe partea de testare și atunci ei se înscriu direct și vin către mine, având, sigur, posibilitatea să își aleagă poate zilele săptămânii. Eu cel puțin predau în weekend, sâmbăta, 5 ore, pe durata 4 luni de zile, iar în termeni financiari costul ar fi undeva la 270 de euro pe lună. 270 de euro pe lună? Da. Și da. Doar sâmbăta se face? Pentru mine. Sunt și traineri care sunt dispuși să acopere cele 5 ore pe parcursul unei săptămâni, de luni până vineri. De ce accentuez lucrul ăsta? E important pentru că știu că unii oameni care ar fi vrut să se înscrie la școala informală de IT, la cursurile școlii informale de IT, spuneau: domnule, în timpul săptămânii mi-e foarte greu, pentru că serviciul meu e până la ora nu știu care și nu pot veni. Iată, există varianta doar sâmbăta, pe care o faci la cursul de software testing. Și dacă stau să mă gândesc mai bine, cred că mai sunt și alte cursuri care se fac doar sâmbăta. Important e să intrați pe școalainformală.ro. Acolo este site-ul unde puteți ajunge la ce cursuri vreți voi. Revenind la cursul de software testing, 270 de euro pe lună, sâmbăta, 4 luni de zile. Teste? Da, este partea aceasta de recrutare care se ocupă și aici Emanuel a menționat cu acel interviu în care, sigur, se mai filtrează dintre candidați și, ca și test, doar pe partea de testare, da, au teme, să nu credeți că este doar acolo o bifă în calendar, sunt și teme, sunt și proiecte, sunt și challenge-uri care... Și proiecte, le luați și banii, adică... Și banii, da. Dom'le, eu dacă am venit să dau bani, ce mă mai chinui atâta, pe bune? Acum, cum îți aștepti așa dormi? Cu Emanuel sunt coleg la Endava și mă bucur că a trecut prin teste și mă bucur să-l am alături ca și Scrum Master, ca și poziție. Și eu zic că această industrie de IT, într-adevăr, are nevoie de profesioniști, însă, în același timp, ne dorim să putem să mulțim un clientul, să aducem clienți noi, adică să creștem România sau să punem România pe hartă, cum s-a început de ceva în bun de zile și să continuăm în ritmul acesta. Și atunci ne dorim ca cei care absolvă școala informală, disciplina de testare, să poată să valideze produse de la vari clienți și în toate domeniile. Adică să fie niște profesioniști. Da, era mai simplu. Să vină cursantul, îți dă banul, tu îți luai salariul, cursantul pleca acasă, făcea sâmbăta și e ok. Toată lumea, bun, acum poți să te duci să te angajezi, trimite CV-ul și poate la un moment dat vei primi un răspuns. Nu era mai simplu așa? De ce să vă complicați voi viața? Da, așa este, doar că acum suntem poate și într-un context care, aș zice, accelerează responsabilitatea și lucrurile acestea se învață nu din cărți neapărat, ci prin acele teme pe care cu o anumită recurență trebuie să și le facă cursantul, să aibă un proiect pe care să știe să-l expună, să lucreze în echipă. Sunt niște skill-uri pe care poate cu mult mai greu le-ar dobândi sau nu au fost expuși așa de mult la joburile pe care activează. Și atunci, sigur că poți să plătești o diplomă, însă la o angajare cred că destul de greu va fi să reușești în acest domeniu, pentru că suntem un privat și investitorii doresc să vadă rezultate și nu doar niște numere pe foaie. Și atunci, interesul nostru este să creștem și să formăm
persoane responsabile și care să poată dovedi că cunosc și chiar dacă sunt doar cu ABC-ul, cu siguranță experiența în timp o să-i ajute să devină mai buni. Și care peste ani și ani, unii dintre ei se întorc ca mentor la școala informală de IT și mie asta mi se pare un cerc extraordinar, știi? Adică să pleci cursant, să fii mic boboc și să ajungi mentor la școala informală de IT mi se pare senzațional. De pe YouTube ne urmărește Marius și întreabă o întrebare frumoasă. Software testing are vârstă? Eu cred că se continuă și după ce mergem live cu un produs, pentru că mai trebuie și mentenanță, nu știu. Eu zic că nu și mențin ideea că nu prea are. Aici pot să intervin și eu. Asta e lucru fain, să zic așa, la meseria noastră, că nu e o chestie care, nu știu, ca un covrig, l-ai făcut și l-ai vândut, gata, nu te mai interesează. Software testing-ul e făcut, e testat, da? Ai un program, se testează, dar tot timpul vor trebui niște update-uri, va trebui niște mentenanță. Dacă și... vin ăștia și în loc de Windows 10 au pus Windows 11 și nu mai merge aplicația de print screen, pe bune. Uite, vezi că se tot exact. Schimb. Exact. Chiar acum la serviciu avem o chestiune cu Lucian. S-a făcut upgrade la o nouă versiune și nu mai merg anumite chestii care da. Mergeau înainte. Asta am făcut înainte de emisiune timp de 3 ore, dar să revenim la emisiune că nu mai merg. Știu, upgrade-uri încep să-ți dai seama unde scârție. Exact. Și atunci eu zic, am așa o vorbă că în viitor și roata de la căruță se va învârti pe soft. Deci... Da, în viitorul care începe chiar astăzi și care nu e chiar atât de îndepărtat cum ne imaginăm, ci este ca mâine, ca să zic așa. Lucian, ce perspective există după cursul de software testing de la Școala Informală de IT? Eu cred că cel mai bine e să fii sau să menții motivația cu care ai venit și există perspective de angajare și chiar dacă la început oportunitatea merge poate mai mult pe partea de testing, nu înseamnă că într-o companie nu te poți dezvolta și pentru alte discipline, cum ar fi project management sau chiar la development. Am colegă care a intrat pe testing și acum este un developer în echipa în care activez. Deci, chiar dacă oportunitățile vin de pe testare, pentru că ai aplicat la testare și la momentul respectiv ai considera că se potrivește, poți să îți devii ceea ce dorești. E vorba de motivație și ai pus acel intro cu Denzel Washington în care ne lasă să visăm și chiar dacă uneori fail big, eu zic că în cele din urmă vom reuși. Deci, chiar dacă începem pe testing, nu înseamnă că vom încheia cariera pe testing ca pe vremea bunicilor. Au intrat în fabrică și au ieșit din acea fabrică pe aceeași poziție sau poate puțin mai sus pe coordonare, dar tot în respectiva zonă. Eu zic că sky is the limit. Cel mai bun exemplu îl am aici pe ecran pe Emanuel, care, iată, din mai multe domenii a gustat din toate și acum e software testing, dar asta, așa cum spuneai, nu îl împiedică, de exemplu, dacă vrea mâine să se apuce să mai învețe altceva. Vorbim despre povestea pe care o spun aproape la fiecare sfârșit de digital job, long life learning. Putem să învățăm software testing sau putem să învățăm în paralel și orice altceva în zona de IT sau nu numai. Când începe următoarea serie software testing, Lucian? În teorie ar trebui undeva, cel puțin pentru cazul meu sau grupa mea, ar trebui undeva prin ianuarie, cam așa, pentru că grupa pe care eu acum o coordonez în decembrie, înainte de sărbători, își încheie activitatea printr-un proiect final, cum vă spuneam. Așa că din ianuarie, cu siguranță voi fi convocat pentru o nouă sesiune cu o altă grupă. Cu toate că poate în paralel se mai pot sigur mobiliza și alți mentori care să ducă. Cel mai ușor ar fi să cei care doresc să lase un mail către administrativ la școala informală și de acolo să primească toate informațiile necesare.
Școalainformală.ro este site-ul, vă repet. Luminița, pentru Emanuel știu că a fost mai ușor, el s-a lăsat și a zis: domne, acum vreau să învăț, vreau să fac cursul ăsta. Dar pentru tine, Luminița, a fost greu, având, aveai serviciu, învățai și la curs, te duceai și la serviciu, nu a fost o perioadă dificilă? A fost, dar a meritat efortul. Într-adevăr, ziua la serviciu, seara teme și unul dintre momentele care mi-a rămas în minte a fost că era fix perioada Untold-ului și toată lumea era la festival și îmi scriau: haide și tu, de ce nu vii, unde ești? Și eu îmi făceam tema poze la... peste tot și tu stăteai și tot ce ai acolo. Și îmi făceam tema la bază de date. Greu. Asta a rămas ca o rană, ia toți. O să-ți aduci serviciu ca serviciu, dar Untold, era Untold și eu n-am putut să mă duc. Asta e îngrozitor, îți spun. E cumva o rană de aia, de război cu care te lauzi, știi? Corect. Sunt sexy rănile astea de război la un moment dat. Și cu atât mai mult te duci cu mai multă bucurie la Untold când știi că ți-ai terminat tema și ești în grafic. Da, să vedem ce o să mai fie și la anul, pentru că, uite, se întâmplă lucruri, o să le spun, speciale anii ăștia și cred că la un moment dat poate se revine la un nou normal, dacă se poate spune așa, și iată că se poate spune. Lucian, trebuie să avem caracteristici speciale ca să ne înscriem la cursul de software testing. De ce spun asta? Pentru că Luminița, așa cum am povestit la început, a fost descoperită că ea observa greșelile din filme. Pe toți. Unde era, observa o greșeală și acolo, și acolo, și acolo, și acolo. Trebuie să avem skill-uri necesare sau ele se dezvoltă? Sau ne descoperim noi la curs? Sau... O parte din calități sau din trăsăturile noastre umane, sigur, ne naștem, însă le putem și îmbunătăți. Înțeleg, scuze-mă, cârcotașii sunt mai buni software testing decât ceilalți. Așa este, așa este, dar pe lângă cârcoteală, da, ar trebui să avem și puțin curaj, da, să ne expunem ideile, pentru că dorim să ieșim cu acele idei, să avem grijă în cum le împachetăm, acele vești bune sau rele. Mai există și partea tehnică care, cu siguranță, dacă răsfoim puțin internetul, o să găsim răspunsuri, însă munca în echipă, coordonarea, responsabilitatea, sunt câteva idei pe care eu vreau să le clarificăm cel puțin la curs cu cei cu care colaborez și să le expun că învățăm, dar nu înseamnă că le vom ști pe toate, nu înseamnă că ne oprim aici, o să fiți expuși, am făcut și greșeli, încercați să nu învățați din acele greșeli și informații pe care, dacă le reușesc să le asimileze sau cel puțin să fie informat că pot să greșească, o să-i ajute cu siguranță în jobul pe care vor dori să aplice. Asta este tot o meserie de echipă. Nu cum îmi imaginez eu în mințile mele bolnave că există o echipă care lucrează la o aplicație și este așa un drăgușor roșu în colț care vine și ta na 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 și strică toată așa și tot mojo-ul ți-l strică când găsește greșeala, nu? Face parte tot dintr-o echipă software testing, nu e de sine stătător, nu e cel mai urât din curtea școlii de echipa respectivă. Nu, cum e? Da, încercăm să nu fim cei mai urâți din curtea școlii, să fim colaborativ și încă de la început să expunem eventuale neclarități sau atunci când avem păreri diferite. Sigur că mai există și clientul care ne poate ajuta să clarificăm dacă e albă sau neagră. Da, țin minte și eu când am început domeniul de testare, developerii nici nu vreau să mai vorbească cu mine. Eram chiar la început și asta am aflat-o după câțiva ani în care am câștigat locul în echipă. N-aveam specificații. Am început pe genunchi, n-am început cu un curs pentru că nu erau cursuri atunci când disciplina de testare începea să prindă cu luare. Da, cred că eram acel drăgușor, dar lucrurile s-au schimbat și dorim să devenim mai buni și mai competitivi și să fie orice release, să fie, nu știu, să fie ușor, să nu fie ca o piatră de moară. Și atunci partea aceasta colaborativă e ceea ce promovăm în cultura companiei, în cultura oricărui curs de testare și cred că și pe development la fel fac colegii, să încercăm să,
să scutim clientul, dar nu numai clientul, ci și echipa de eventuale, nu știu, mici conflicte spontane, că de ce s-a uitat la testare, de ce n-am făcut asta. Deci încercăm să prevenim și să nu lăsăm să devenim acei drăgușori. Luminița și Emanuel, când mergeți în pauza de masă la serviciu, vă mâncați singuri sandwich-ul într-un colț, în timp ce ceilalți stau, fumează, mai beau, mai discută, sau voi sunteți acolo, uitați în colț, nu vă bagă nimeni în seamă? Cam care este statutul? Poate la mine e mai ușor fiind fată, mă integrez mult mai ușor în echipele de băieți. N-am avut niciodată problema asta cu developerii. De foarte multe ori învățăm unii de la alții, developerii care ajung să ne aprecieze pentru ceea ce facem și ce le aducem, valoarea pe care le-o aducem în cod, că practic noi îi ajutăm să-și îmbunătățească partea aia. De multe ori am primit aprecieri că ești foarte meticuloasă, că ne ajută foarte mult, că uite, ne spui dinainte să ajungă efectiv la șef sau la client diverse lucruri pe care le-am scăpat. Sau sunt și situații în care povesteam cu ei înainte de implementare, ca să scăpăm din start de niște lucruri care ar fi putut fi aduse la QA sau niște lucruri la care ei nu s-au gândit. Și cumva toate lucrurile astea, da, îți creează o echipă, îți dă un sentiment de siguranță. Mi se pare că e o mână care spală pe alta, nu se poate altfel. Emanuel, la tine tu nu ești fată, tu n-ai aturile nurilor, ca să spun așa, la tine riscul e mai mare. Da, eu sunt genul de persoană care mănânc singur într-un colț. Oricum, de la începutul eu mănânc singur, deci să mănânc cu ceilalți, mă ia cu transpirații, mă apucă. Pentru mine, munca în echipă, adică eu acum din poziția pe care o am, fiind și Scrum Master și tester, cumva eu coordonez echipa și pe partea de comunicare cu clientul și cu stakeholderii, și atunci un pic le e cam greu developerilor sau celor din echipă să nu mănânce la masă cu mine. Pentru că sunt expus mai mult la client și atunci, na. Dar înainte să am poziția asta, eram un simplu tester, să zic, și când eram la munca de jos, nu mi se părea deloc, și eu tot timpul am avut mentalitatea că trebuie să fim o echipă, adică un developer fără un tester bun e doar un developer și nu are produsul respectiv. Până la urmă, aia contează, produsul la care lucrezi să fie un produs de calitate. Și eu zic că meseriile astea două se completează una pe alta, nu, și trebuie să meargă mână în mână, chiar dacă de-a lungul timpului au fost așa anumite ideologii care ziceau că developerul se ceartă cu testerul sau invers. Sau da, developerul este zeul care și testerul este strică muntele Olimpului. Acum sunt o felul de glume în industria asta noastră, dar eu zic că în momentul de față trebuie să acceptăm că nu se poate unul fără altul. Totul este echipă, doamnelor și domnilor, și asta trebuie să înțeleagă nu numai iată școlile care au mentori, ci și școlile care au profesori. E foarte important lucrul ăsta. A fost un pic utâlc, cei care au de înțeles au înțeles deja. Ce n-ați învățat în școală, că tot am ajuns cu vorba aici, dar tare ați fi avut nevoie, acel lucru special pe care îl aveți de la școala informală de IT? Asta e o întrebare grea, așa că o să fac puțin animație până vă gândiți, Luminița și Emanuel. Care este acel lucru special pe care vi l-a dat școala informală de IT și pe care nu l-ați avut din școală? Luminița. Cred că lucru special a fost confirmarea. Confirmarea că pot să fac, confirmarea că am ceea ce am nevoie să mă duc mai departe în domeniul ăsta. Și bineînțeles să nu uităm toate informațiile și toate detaliile tehnice și de job pe care le-am primit. Dacă mă gândesc la ce nu am primit și aș fi vrut, nu-mi vine ceva în minte, cred că e cumva greu să spui, pentru că ei nu au cum să te pregătească pentru domeniile, pentru situațiile specifice de proiect în care tu o să fii. Sunt foarte multe lucruri pe care le înveți, pentru că sunt specifice, sunt de firmă, nu țin neapărat de domeniul în sine,
dar cumva ne-au ghidat spre diverse feluri în care să ne acomodăm, să ne integrăm, să ne găsim informațiile, cum să căutăm, unde să căutăm, cumva n-am simțit nicio lipsă sau nu am simțit că mi-a fost greu și aș fi vrut să fac ceva special la școală și n-am primit sau n-am făcut. Mentorul a fost profesor sau a fost mentor de la școala informală de Claudia? Hmm. Întrebare de șarpe, atenție pe manșetă jos aici, scrie undeva aici jos, da? Jos așa. Bogdan Șarpe. Mentorul a fost profesor sau a fost mentor? De Claudia, cred că Emanuel poate spune mai mult. Eu am avut mai multe interacțiune cu Lucian, dar țin și acum aminte cum stătea lângă noi și ne arăta și ne explica unde am greșit, ce am greșit, cum să facem diferit, ce alte opțiuni puteam să alegem, lucru care mie mi se pare de mare inspirație. Adică nu zice, bun, patru stai jos, n-ai făcut bine, uite, puteai să faci așa. Să vii cu mama la școală. Da, să semneze. Da. Uite, puteai să faci așa, dacă te gândești în situația aia, ce rezultat ți-ar da? Cumva acum stătea de vorbă cu voi, nu-și preda materia, voi notați acolo cu viteza supersonică să deveniți toți grefieri, că asta trebuie să... Nu, din ce mi-amintesc, de foarte multe ori erau discuții, puteam să întrebăm oricând și erau și momentele acelea în care după curs stăteam și discutam temele, stăteam și discutam întrebările pe care le avem, situații de viață prin care și Lucian a trecut și putea să ne dea exemple din domeniu. Nu a fost niciodată așa, eu dictez și voi scrieți și treaba voastră vă descurcați. Da, și vedem noi, lasă că dați examen, da? Nu sunteți atenți, lasă că vii tu la examen și vedem. Mai greu cu urechea la, s-au schimbat vremurile și prin ecrane e mai greu, dar oricum, știi, când te treci așa pe șira spinării. La tine, Emanuel, cum a fost mentorul? Claudia. Pot să zic că a fost mentor, nu a fost profesor deloc. Adică eu ce am învățat cel mai mult de la școala informală, cred că e munca în echipă, nu știu, temele pe care le aveam de făcut ca și 2-3 oameni asignați la același task, care până la urmă asta faci și într-o companie, dacă o să lucrezi într-o echipă, fie că va fi o echipă de agile sau o echipă, nu știu, de waterfall, tot o să fie o echipă. În foarte puține cazuri ești one man show. Acum se promovează tot mai mult ideea de full stack, dar eu zic că nu prea poți să fii one man show, trebuie să fii o echipă. Și cred că lucru care a fost foarte bun, faptul că am învățat chestia asta, să lucrăm în echipă de la școala informală, cumva ne-au pregătit pentru ce urmează într-o companie. Între timp am mai afișat și eu pe ecran bucățica de curs de software testing de pe pagina de școalainformală.ro. Repet, acolo este locul unde aflați amănuntele importante despre cursul de informare. Răzvan Lăcătuș, bine ai venit mai târziu. Cei din urmă vor fi cei din tâi. Hai să afișez și mesajul tău. Ne urmărește de pe LinkedIn. Testerul este persoana care strică weekendurile developerilor. Ce spuneam mai devreme, iată. Și... Sau invers. Depinde când se face commit-ul, că dacă developerul se face commit-ul vineri, s-ar putea să fie stricat invers. So, domnișoară, domnule, merită în concluzie să faci un curs la școala informală de IT? Luminița. Da. Cumva pentru mine și asta ar fi cu ce aș vrea să vă las în principal. Totul o meritat din cauza sentimentului pe care l-aveam dimineața când mergeam la serviciu și era un sentiment pe care nu-l simțisem până atunci. Cumva eram atât de mândră și de încântată de ceea ce fac, încât toate celelalte eforturi sau mici eșecuri, să zic, dispăreau. Nu le mai ții minte. Cumva sentimentul e prea... Pentru mine a fost foarte autentic și foarte bine primit. Sau oboseala pe care era datorită și sacrificiului și toate celelalte. Emanuel. Dacă faci cu plăcere, nu. Nu o simți. Okay. Emanuel, să facem un curs la școala informală de IT sau să ne mai gândim un pic? Eu zic că
depinde de mindset-ul pe care îl ai. Și aici sunt foarte serios și zic că dacă nu ai o pasiune pentru IT și te gândești doar, nu știu, vreau bani. Am o pasiune pentru salariu, da. Pasiune pentru salariu. Cred că în ziua de azi, cred că nu IT-ul, adică nu, cei mai bogați oameni nu provin din IT. E o falsă impresie că suntem milionari toți, dar trebuie să fii pasionat, pentru că ca și orice alt lucru, dacă nu ești pasionat de el, ok, ai un venit cât de cât ok, un salar bun, dar în momentul de față în România nu cred că IT-ul e cea mai bine plătită meserie, adică știu și zugrav care câștigă mai bine ca mine în momentul de față. Deci dacă ești pasionat, merită, cu siguranță, te ajută, dar trebuie să fii dispus și să-ți placă, să înveți și să accepți că nu le știi pe toate. Complicat. Foarte multe lucruri trebuie să știm până la urmă despre noi. Cunoaște-te pe tine însuți. Este o altă formulă care nu e formulă și care trebuie să o aprofundăm cu toții. În final, Lucian, vreau, te rog, și tu să-mi dai un îndemn, un imbold pentru cei care încă se mai stau și se mai gândesc să fac un curs la școala informală, să nu fac un curs, să îmi schimb domeniul care o fi el, să mă fac ITist în ziua de azi. Mă, mai stau un pic să văd ce se mai întâmplă. Mai vedem luni. Știi cum e. Da, cum zicea și Emanuel și aici m-a ajutat, nu să nu fie cumva această meca salarială cumva în industria IT, să fie pasiunea, să aibă, nu știu, dorința de a face lucrurile mai bine, să accepte și critica, pentru că va fi sau vor fi momente în care critica o să fie cea pe care o primim, chiar dacă eforturile au fost de multe ori bine intenționate, să acceptăm și lucrurile că pot fi mai bine făcute. Așa că cel mai important este să fie motivat, să-și dorească să activeze în această disciplină și eu zic că o să le placă, pentru că vei fi expus poate la noi versiuni de software, la noi jocuri, la noi aplicații, noi telefoane. Depinde de ceea ce îl motivează pe fiecare individ. Așa că avem oportunitatea să testăm poate lucruri care încă nu sunt accesibile tuturor. Putem să folosim poate aplicații pe care noi le-am testat și să ne dea acea satisfacție că rodul muncii se vede în cele din urmă și, sigur, review-urile să fie cele pe care le dorim cu toții, să fie cele pozitive. Și eu zic că e o disciplină care prinde și există satisfacție. Și alături de alte skill-uri pe care le avem, devenim cu plus valoare și începem încet, încet să strălucim. Îl salut și pe Marius Moț, care spune: tocmai am terminat cursul de software tester la școala informală, caut activ un job în domeniu și sunt sigur că până la urmă o să găsesc. Sunt bucuros că am ales să urmez cursul. Și eu, personal, Șarpe, Bogdan și Popescu, din când în când, sunt bucuros că am ales să urmez cursul de intro în IT la școala informală de IT. Și după câteva luni și foarte puține încercări, am reușit să mă angajez într-un domeniu în care se cereau lucruri pe care le-am învățat strict la școala informală de IT, împreună cu celelalte skill-uri personale. Iată că lucrurile astea sunt cu zâmbet. Mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune, Lucian Ruslan, Luminița Buruian, Emanuel Ciupei. Mulțumesc vouă celor care ne-ați urmărit până la această oră. Digital Job Power by Școala Informală de IT. Vă doresc un weekend inspirațional, nu mai stați pe gânduri și sănătate, că e mai bună decât toate în ziua de astăzi, mai ales. Nu uitați, long life learning. Bye bye și toate cele bune. Mulțumim. Salutare. Salut. Salut.